Salut! Numele meu este Paul Ardeleanu și astăzi vreau să vă vorbesc despre cel mai puternic cuvânt. Este un cuvânt pe care l-ați auzit de foarte multe ori astăzi. Este un cuvânt care schimbă oameni, schimbă comportamente și schimbă atitudini. Care este acel cuvânt? Mulțumesc! Ce cuvânt frumos și ce cuvânt simplu! Și pentru a demonstra o mică parte a cuvântului mulțumesc, am să o invit pe Andreea, aici alături de mine, să interpretăm o scenă care e realitate pentru mine și sper că nu mai este de acum câțiva ani. Așa? La mulți ani, puie! Iar mi-ai luat cadou? Ce? Câți bani ai dat? Câți bani ai dat pe el? Nici măcar nu l-ai deschis, nici măcar nu te-ai uitat la ce e și... Dar știi că mai aveam din astea acasă. Da, bine, Paul. Dar nu trebuia, știi că nu trebuia. Vrei să schimb? Mai am bonul, mă duc și schimb. Hai, las. Hai, bine, schimb, mersi, Daniel, mersi. Și schimb, mă duc și schimb. Lasă. Chiar era real... Mai este? Chiar era realitatea a mea în care primeam cadouri. De fiecare dată când primeam un cadou, întrebam cât costă, era prima întrebare, ori că nu trebuia și aveam un nume pentru toate aceste lucruri micuțe, numele meu, eu le numeam inutilități și nu era de mirare că nu primeam foarte multe cadouri, având în vedere toate aceste lucruri. Un alt exemplu. Cuvântul îi mulțumesc, sunt prăjiturile făcute de mama mea. Am și azi niște prăjituri, cam așa arată, sunt același gen de prăjituri de fiecare dată, sunt foarte bune și mi le dă mereu cu mine când mă duc în oraș. Și le mai dau la diversi oameni care mai doresc, care... Da, desigur, puteți să vă serviți. Și mi-amintesc că de fiecare dată când mai îmi face prăjituri, nu chiar de fiecare dată, dar de multe ori, mă întreabă de Alex, care e colegul meu din clasa 12, pentru că veneam la școală, îi dădeam prăjituri și el de fiecare dată, ce bune sunt, să-i spui și tu lui mama ta mulțumesc. Și eu mă duceam acasă, mama lui Alex i-a plăcut, ți-a spus mulțumesc. Da, îi mai fac. Un alt lucru, tot experiență personală, este când mergeam acasă. Mie nu-mi place deloc risipa, nu-mi place să se facă risipă. Și la mine pe masă erau destul de multe lucruri. Și unele mai vechi, altele mai noi, dar mama făcea în continuu. Și eram foarte supărat când mâncam de cât de multă risipă se face. Și acum câteva zile, literalmente acum câteva zile, m-am dus la masă și eram supărat că toată risipa aia care se face. Și mi-a zis, dar n-aș putea eu să schimb ceva în asta? Și am spus, mulțumesc pentru abundență. O schimbare foarte interesantă pe care eu am făcut-o și masa a fost mai plăcută. Vă spun că mi-a plăcut mai mult să mănânc acele lucruri. Un singur cuvânt, cuvântul mulțumesc. Cuvântul mulțumesc poate să schimbe atitudinea, atât a noastră cât și a celorlalți. Și de cele mai multe ori suntem nemulțumiți pentru lucrurile care deja s-au făcut. Eu de cele mai multe ori n-am cum să mai schimb dacă cadoul Andrei nu-mi place. Dar pot să influențez această situație într-un mod pozitiv sau într-un negativ. Pot să-i spun mulțumesc și să mă uit și să o îmbrăcisez sau cât a costat? Știai că mai avem asta. Așa că astăzi vă provoc, atât pe voi, cât și mai ales pe mine, este un manifest la acțiune, mai ales către mine, pentru că nu sunt exemplul cel mai consecvent al acestui cuvânt, al cuvântului mulțumesc, de a spune de fiecare dată mulțumesc, vă invit, ca data viitoare, când cineva vă face un cadou, spuneți un sincer mulțumesc. Când data viitoare cineva vă face un compliment, spuneți un sincer mulțumesc. Așa că o să închei spunându-vă un sincer mulțumesc.